Conducerea uzinei Dacia s-a plâns de mai multe ori de calitatea carosabilului existent și a cerut să se ia măsuri, astfel că, demarate în urmă cu aproximativ un an, lucrările la autostradă se apropie de final. Noi, cei din administrația la Mioveni, suntem mulțumiți pentru că această legătură între DN73 și 73D a noastră, iată, se lucrează și promisiunea ar fi ca undeva la sfârșitul lui august să putem să circulăm pe ea. Drumul va face legătura între uzina Dacia, Renault și Piscani, având rolul de a îmbunătăți condițiile de trafic și va avea 4 benzi de circulație. Întotdeauna nu prea se potrivesc socotelile inițiale cu cele finale, pentru că uneori sunt cauze obiective, se întâmpină greutăți inerente, orice constructor are probleme tehnice, financiare, dar eu cred că undeva la 2-3 luni n-ar fi un termen la o lucrare de așa învergură, n-ar fi un termen foarte îndepărtat de a se da în folosință, să putem să circulăm pe acea pretea. Ce este mai rău este faptul că ieșim în acel DN73 de care vorbim că este drumul groazei. Și atunci circulăm foarte bine 3-4 km pe această bretea și intrăm în gropile de pe DN73. Dar